Emoțiile s-au încheiat pentru elevii claselor a 12-a care au dat în acest an examenul de bacalaureat. Astăzi, la orele prânzului, rezultatele au fost afișate. Cei care au promovat acum își fac planuri pentru facultate. A fost foarte ușor, ce pot să zic. Am avut o medie destul de ok din punctul meu de vedere. La matematică am cam scârțit puțin, dar în rest, eu zic că am descurcat destul de ok, având în vedere că am învățat doar în ultima săptămână. Răsufli ușurat acum că s-au afișat rezultatele? Da, chiar da. Și acum mă duc la școala de poliție să mă înscriu. La română am la 9.45, la mate 10 și la, la chimie 9.75. Păi, la mate și la chimie m-am pregătit foarte mult, chiar foarte mult. Am lucrat câte 6 ore pe zi, uneori chiuleam de la școală ca să lucrez acasă. Și bacul mi s-a părut mult mai ușor. La chimie, la universitate, chimie medicală. Îmi place mult și chiar vreau să intru acolo. Și aparent îmi iese, mai am să învăț la chimie mai mult, dar e ok. În județ sunt și 3 unități școlare unde promovabilitatea este zero. Este vorba despre liceele tehnologice din Cerașul, Sângerul și Bălțești. Însă Prahova are și elevi de nota 10. Anul acesta doar 2 elevi din Prahova au reușit să obțină nota 10 la bacalaureat. Unul dintre aceștia este de la Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina, iar celălalt de la Colegiul Național Nichita Stănescu din Ploiești. Numărul elevilor de nota 10 poate crește după soluționarea contestațiilor care se depun până în această seară la ora 20.